Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade a fost înregistrat în dimineața zilei de joi, 3 noiembrie, în Vrancea, România. Seismul s-a produs la ora 6:50 și a fost resimțit și în Republica Moldova. Institutul Național de Fizică a Pământului a catalogat seismul care s-a produs la o adâncime de 148,8 km ca fiind un cutremur semnificativ. Potrivit informațiilor, acesta este cel mai mare cutremur produs în zona seismică Vrancea de la începutul acestui an și ar putea fi catalogat drept cel mai mare din ultimii 2 ani și jumătate.